Bună tuturor și bine v-am găsit la un videoclip în care voi fi foarte pozitiv că pe această platformă sunt clipuri numai cu oameni morți. Bine, bine, gata cu ironia. Știu că am spus că nu mă mai bal în căcaturi de genul să-mi dau cu părea despre fete căcate pe YouTube. Dar chestia asta despre care discutăm astăzi mi se pare monumentală. Știți cu toții videoul cu o celebră cântăreață vlogăriță actriță de la noi din România care a fost filmată căci că se cordea cu unul la un concert s-a dovedit a fi fake oarecum, că nu e ea în video respectiv, însă nu asta contează. Contează că a fost la o emisiune de asta pentru publicul cu creierul câtă și a declarat acolo niște chestii absolut monumentale, pur și simplu șocante, deci nimeni, nimănui nu a venit să creadă așa ceva. Am văzut la cineva pe Discord că a pus minutul și secunda unde a spus cele mai mortale chestii, cele mai monumentale și incredibile și toate cele și citez. Pe această platformă nu există nimeni care să transmită un mesaj pozitiv. Într-adevăr, nu există oameni care să facă topuri și liste și să mai facă o glumiță despre cât îți iei de graș, nu există vloguri amuzante sau educative, nu există oameni care să facă videoclipuri despre cum călătoresc ei prin America de Sud sau New York, nu există, nu știu, nimic, nimic bun numai clipuri cu oameni morți. Zici că știrile de la ora 5 s-au mutat pe YouTube. Numai violuri din vasului cu, cu în Craiova, cu atentate prin America și crime prin Europa. Toate chestii de genul zici că s-au mutat pe YouTube. Și vine acum și justițiara -justi cu sora sa mai mică și cu Maica sa să facă legea pe YouTube aici. Ce vorbești? O mare cântăreață strângem parcare la Kaufland mai mulți oameni decât... Astăzi luată Metallica sau Iron Maiden într-un turneu internațional deja mai mulți în parcare la Kaufland. Face pasta zi din producțiile ei minunate, din dublajele ei la desene animate pentru copii de maxim 5 ani. Pur și simplu, e o actriță de nemaipomenit. Se pișe pe actor de la Hollywood casa e de producție de dublat de le face venituri mai mari decât Bollywood sau Hollywood. În fine, gata cu ironia. Dacă vă întrebați de ce nu am vrut să-i numele pentru că cred că făceam cocoașă numai dacă îi spuneam inițiala. Dacă îi ziceam numele mic, dădeam de fosile de dinozauri. Dacă îi ziceam tot numele, Paleriș Parsoresi, Ajungeam undeva pe la centrul pământului, treceam de petrol și gaze naturale. Bine, gata cu ironia. Vă las pe voi să vă dați cu părerea în comentarii și vreau să nu-i spuneți numele pentru că îi facem reclamă și dacă vă coburți la nivelul lor, faceți cocoașe și vă transformați în o și cămile. Hai, ceau les!